Au fost publicate rezultatele evaluării naționale 2024 în județul Sălaj. Dintre cei 1744 de candidați prezenți la toate probele scrise, 1217 au obținut medii mai mari sau egale cu 5, reprezentând 69,78% din total, în scădere față de 71,94% în 2023, 79,56% în 2022 și 75,92% în 2021. La nivel național, procentul celor cu medii peste 5 este de 74,40%, în scădere de la 76,26% în 2023, 82,30% în 2022 și 76,80% în 2021. Nu s-a înregistrat nicio medie generală de 10 în acest an, spre deosebire de 2023, când 7 elevi au obținut această notă. Cea mai mare medie generală în județul Sălaj a fost 9,80, obținută de un elev de la Colegiul Național Silvania Zalău. La nivel național, doar 65 de elevi din 152.903 au obținut medii generale de 10, aproape de 7 ori mai puțin decât cei 429 din 2023. Numărul mare de șefi de promoție cu media 10 la finalul ciclului gimnazial nu s-a reflectat în notele de la evaluarea națională. La proba de limba și literatura română, din cei 1766 de candidați prezenți, 1273 au obținut note mai mari sau egale cu 5, înregistrându-se un procent de 72,08%. Doi candidați de la școala gimnazială Gheorghe Lazăr au obținut nota 10. La nivel național, procentul este de 77,60%. La proba de matematică în județul Sălaj, din 1751 de candidați prezenți, 1098 au obținut note mai mari sau egale cu 5, reprezentând 62,71%. Nu s-a înregistrat note de 10 în acest an. La nivel național, procentul pentru proba de matematică este de 68,70%. La proba de limba și literatura maternă, din cei 383 de candidați prezenți în Sălaj, 345 au obținut note mai mari sau egale cu 5, înregistrându-se un procent de 90,08%. Din acest an nu s-au înregistrat note de 10, la fel ca în 2023 și 2022. La nivel național, procentul este de 90,50%. Rezultatele au fost publicate în centrele de examen, unitățile de învățământ și pe site-ul dedicat, pe baza unui cod unic alocat fiecărui candidat conform prevederilor regulamentului Uniunii Europene din 2016 privind protecția datelor personale. Pentru cei care consideră că nu au fost corecți evaluați, contestațiile au putut fi depuse la centrele de examen sau transmise electronic pe 3 iulie între orele 16 și pe 4 iulie între orele 8-12. Elevii care depun contestații trebuie să completeze și să semneze o declarație tip alături de părinții sau reprezentanții legali în cazul elevilor minori, prin care acceptă posibilitatea modificării notei inițiale în urma reevaluării. Rezultatele finale vor fi afișate marți 9 iulie.